Constantin Huțuleac a dominat categoria greilor, cea de 100 de kilograme, acolo unde s-a clasat în final pe prima poziție. O prestație meritorie a avut și trioul format din Teodor Horațiu, Cătălin Amărculese și Cristian Ostrovan, toți trei terminând concursul pe locul 2. Alți patru luptători suceveni au ocupat poziția a treia în clasamentul final. Este vorba despre Constantin Strugariu, Mihai Corbu, Ionuț Rusu și Andrei Apetri.